Se mai pierd potecile. Mai plouă un pic. Mai sar peste un copac. Mai iei prin iarbă înaltă. Fain, pe poteci nemarcate prin munții Breț cu Oituz. Fluierăm să nu vină ursul. Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! La revedere, refugiu Oituz. Mi-a făcut plăcere să te inaugurez. Și hai să ajungem în pasul Mușat și de acolo mergem spre vârful Lăcăuțe. E norat, dar vremea încă e ok și că pe la noapte s-o plouă. Haide, haide, haide! Munții Brețcu! Ia uitați ce frumos se ridică ceața deasupra munților împăduriți cu culori de toamnă. Am pierdut marcajul de ceva timp, banda albastră, care credeam că ar trebui să fie roșie, poate chiar duce în altă parte, dar suntem pe drumul cel bun. Mai avem un pic până la Muntele Negru. E și o stână părăsită, o mică căbănuță, așa, cavai de ea. Oare asta am văzut eu pe hartă și mă gândeam să folosesc adăpost de noapte? Ha, ce noroc că am avut cu refugiu. Mai văd o căsuță, căbănuță, stână undeva pitită printre copaci mai încolo. Mi pare mai ok. Ha, cam stă să plouă. Cerul e gri. Băi, pieptiș am mai urcat pe muntele ăsta negru și nu m-am plouat în flașcă de la transpirație. Și te gândești că ce urte să cobor chiar în pas acolo, în Mușat. Și apoi iar spre Lăcăuți. Lăcăuți are 1700 și ceva. Deci o zi hardcore. Haide-mă înainte. Din nou atmosferă din aia de film de groază în pădure cu un pic de ceață. Mica de post. Eu știu, pentru vânători, pentru pădurari. Ai putea dormi acolo. Uite. În caz de necesitate, e bun și asta. Și uite pe acolo, e vârful Oituz, izvor, 1100 ceva de metri. Și ne apropiem de șosea. Hei, am ajuns în pasul Mușat. Și se merge o porțiune pe asfalt, serpentine, deci cam periculos, nu trece nicio mașină. Aici e între localitățile Târgu Secuiesc și Focșani, în continuare în județul Covasna. Și urmează marea urcare spre vârful Lăcăuți. Deci suntem pe la vreo 1100, să zicem, ajungem la 1700 și fiind pe aici, de pe undeva, se urcă. Hai că am început deja cu pieptișul, cu urcușul. M-am uitat pe hartă, vreo 22 de kilometri. Spun că vreo, mi se sugerează vreo 8 ore. Sper să nu mă prindă întunericul. Cel mai înalt vârf din Breț cu Oituz și că ar fi Mușat, chiar numele pasului, o să-l ocolim un pic. Trecem pe la înzăpezitul mic, înzăpezitul mare, momentan fără zăpadă, și apoi
mai sunt niște vârfulețe și tot așa urcăm în altitudine. Hai, hai, hai! Ah, și marcajele pe aici și până aici sunt inexistente. Mă rog, sunt drumuri, poteci pe care le poți urma, dar te poți dezorienta. Așa că e bine să te bazezi pe GPS, pe hărțile de pe telefon, pe aplicații. Ha, asta cred că e și o cameră. Probabil monitorizează animalele, urși. Ui, e greu, greu. Dai, dai. Pronceață, e în zăpezitul mic, 1359. Hai și la cel mare, la Frasu. Fain, pe poteci nemarcate, prin munții, breț cu oituz. Fluierăm, să nu vină ursul. Tot am mirosit eu miros de fum. Asta înseamnă că sunt oameni prin preajmă. Am dat de oameni buni, oameni faini. Și stăm un pic aici la foc, am luat o gură de apă, ne odihnim și mergem mai departe. Spor la lucru și mulțumesc! E, cam început să plouă. Uite, un turn de observație. Aici de vânători. Hai, plouă mărunt. Se mai pierd potecile. Mai plouă un pic, mai sar peste un copac, mai iei prin iarbă înaltă. Sunt flașcă la picioare. Băi, dați-mi și mie un sfat. Bocanci, să țină la ploaie, să fie și comozi, să nu-ți facă bătături. Există? Să vezi și să nu crezi. Marcaj. O cruce roșie. Și săgețică. Hai să vedem cât or coincide drumurile noastre. Sunt bun. Uitați, aici ne zice stânga. Stânga până de pe aici. Deci chiar sunt dese. Că sunt și vechi, unele se vede că sunt mai noi. Bravo, mă! De unde e? O veni marcajul ăsta. De ne-am întâlnit așa brusc. Aproape ne-am întâlnit aproape de vârful Mușat. La un moment dat vom face dreapta, o să fie intersecție. Stânga duce spre vârf. Undeva pe aici. E fain să am parte de marcaj. Să nu stăm mereu cu nasul în telefon. Și chiar pare destul de nou. Ceață, ceață, ceață. Iar mă plimb pe hotarul dintre județe. La stânga e Vrancea, dreapta Covasna. Și uite așa. Tot așa. Am mai rătăcit printr-o poiană. Dar în cele din urmă să vezi și să nu crezi. Ta-da-da! Banda roșie. Draga de ea, ne-am reîntâlnit după ceva timp. Cred că ne-am despărțit prin Nemira, că la un moment dat a dispărut sărăcuța, a fost o bandă, o săgeată galbenă, am ajuns în Pasul Ituz și după aia un pic de bandă albastră și ciuciu. Hai să vedem cât ne-o ține și ea. E bine, a dispărut Curcea, nu știu unde încotro se ducea, dar e bine că am revenit la vechile cunoștințe. Wow, iar am văzut un cerb mare, mare, frumos, cu coarne.
Frumosul de el. Săracii sunt speriați acum că e sezon de vânătoare. Întâlnim și primul stâlp. Vechi, vechi, vechi. Și-am dat de o stână, și-am dat de marcaje, și-am dat de izvor. Să fi scăpat oare de pădure, doar să mergem așa, pe lângă brazi, și apoi tot mai sus, tot mai sus, ia să vedem. Că de văzut nu se vede nimic, e ceață. Cred că vom intra în pădure, da, și de un semn, poiana să fie vânătorilor, vânturilor. Cu v- a, se scrie acolo, vânturilor. Dar jumate e rupt. Vârful o căuți? No, oare? Păi, nu cred. Se pare că e un taf undeva pe acolo, prin pădure. A dispărut banda. Marcajul. Dar nu știu drumul. Asta e bine. Hai că ne-am reîntâlnit. Uite aici. Nu e pădure, dar e potecă printre brazi. La fix. Minunat. Și trecând pe lângă această pădure uscată, ne apropiem de vârful Stogul Mare. Și să facem atmosfera mai sumbră, mai întunecată. Intrăm din nou în pădure. Ui, ce noroaie. Trec pe aici. Opa, opa. Op și așa. Și sus pe la braț, pe acolo, e vârful Stogul Mare. 1526. De data asta am văzut o ciută. Soția cerbului. Uite pe aici a făcut țup-țup. În pădure întunecoasă, unde soare nu era. Domnișoară, domnișoară, nu, nu, nu și da, da, da. Acolo pe sus e vârful Baba Bonio. 1543. Ia uitați peste ce am dat din nou. O urmă de ursache. Opa, uite aici. Știți cum se claxonează așa la când e un drum îngust? Când ești la curbă, claxonezi, să atenționezi că ai ajuns așa și eu fluier. Să nu dau bot în bot cu Moș Martin. Ritmul e bun, avansăm bine. Suntem într-o poieniță unde am dat de o bifurcație. Ne întâlnim și cu punctul albastru, care împreună cu banda roșie ne va duce la vârful Lăcăuți, ci că în 2 ore. Aici aproape e un vârf, stai să ne uităm așa, se numește Lujerul Cobert, 1516 metri, Lujerul. Aha, deci urmează apoi Gorjului, Păcii și tot așa. Ceața e în continuare, dar nu plouă, deci 2 ore. E fix de 16:59, pa, 5. Dacă ajung la 7, excelent. Taman când se întunecă. Hai, nu pierdem timpul. Atenție că sunt două drumuri paralele. E drumul ăsta și... mai e un drum aici pe care trebuie să-l urmăm. Pentru că vedem pe copac punctul albastru și banda roșie. Haide. Oho, ce mare, se vadă. Și pe acolo pe sus e muntele Arișoaia, 1724, ultimul vârf înainte de Lăcăuți. Haide, haide, un pic. Ui. Am ajuns într-o poiană și văd că se numește Poarta Vânturilor. Aha, aici e, 1725 de metri. Și mai un pic, mai un pic, mai un pic. Printre ceață, deasupra
pădurilor. Eu zic că ne apropiem. Văd o cruce. Uite că ne anunță ceva. E o bifurcație, un triunghi albastru. Uite, vârful acolo 200 de metri. Și pe aici mergem. Uite și izvor, 150 de metri. Tot felul de marcaje. Cred că mai tranzitate de pe unde am venit eu. E și dita mai antena, un releu. Sper să avem semnal ca să postăm. O puteți urmări că își postez zilnic și pe Instagram și Facebook, toți Smiley Traveler. Și am ajuns, O fi și o stație meteo, că văd o clădire mai mică, o clădire mai mare și tot felul de măsurători, cum am văzut și la Rețitiș, în Călimani. Aici e vârf. Yes! Chiar e o cabană meteo. Stație meteo. Cu minte, cuțu, cu minte. A, e periculos câinele? Da, da, da. A. Aici e stație meteo? Da. A, nu știam. Refugiu e aproape, nu? Chiar aici, da. A, deci trebuie să trec pe aici, nu? Numai să te duci cumva pe creastă, știi? A, deci o iau mai așa. Da, că... Stai cu minte, stai, hei! Stai cu minte, du-te înapoi! Aici. Du-te înapoi! Ce-ai cu mine? Hm? Eu îmi văd de treabă. Du-te acolo, la tine. A, izvor e numai acolo, mai jos, nu? Da, izvor e numai acolo. A, numai acolo, ok. Deci va trebui să mă întorc. Bun. Și acum la refugiu și o să merg mai departe, spre Podul Calului, Penteleu, Stiriu. Da, da, sper ca vremea să am înțeles că o să se cam strice, nu? Da, să-i ales cam rău. Cruce roșie, vârful Goru și iar pasul de lușor. Acolo mă voi duce eu mâine, 4 ore jumate. Covazna, Comandău. Păi ce câine rău! Vreau să fac și o poză, poate vorbeam cu omul, mai schimbam o vorbă, mă încălzeam acolo. Hai la refugiu. Am ajuns și la refugiu. Are în față o cruce cu un panou solar. Asta nu știu pentru ce, că nu văd să lumineze. Ciudat. Și asta e refugiu. Da. Cred că e la fel ca cel din Oituz. Se va reconstrui de salvamont Covasna. Ha, da, în același stil. Am ajuns! Altă viață, m-am schimbat, haine uscate, ciorapi în mod special, pentru că, fleașcă sunt. Și ne mai încălzim un pic înainte de toate. Aha, bună palinguța. Și ce să mă mai duc chiar înapoi la izvor, la câinele ăla rău, când aici am găsit în refugiu, uite mai sticla cu apă. Și nu doar atât, e și un izopren
pe care stau acum. Paturile au și salteluțe și, cel mai tare, o butelie cu puțin gaz, pentru că a mea tot așa e pe terminate, așa că mulțumesc celui care a lăsat-o. Hai să facem un orezel, o supică, un ceiuț și ne băgăm un sacul de dormit. Vă salut cu drag de la Lăcăuți, din Vrancea, și mersi mult dacă v-a plăcut că ați împărtășit cu prietenii. Poftă bună, noapte bună!